Salutare dragi prieteni și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi mergem la cel de-al doilea curs de la Rider Academy, și anume cursul de cornering. Acest curs urmărește exersarea virajelor într-un loc sigur și controlat, adică pe circuit, exact unde vom merge și noi astăzi, adică pe circuitul de la Motorpark de la Adâncata. În principal, pentru mersul pe stradă, nu neapărat ca să ne dăm noi pe curbe pe circuit sau să învățăm să ne dăm pe circuit. Este vorba de un modul de a învăța cum să te dai pe curbe pe stradă, nu pe circuit, cu motocicleta ta. Se poate veni cu orice tip de motocicletă, iar instructorul nostru, Marius Băcilă, exersează cu fiecare cursant la ritmul și în funcție de obiectivele acestuia. Pentru doritorii de racing, în schimb, care vor să dea pe circuit, să meargă tare și să fie ei cei mai șmecheri de pe circuit, se poate exersa la un nivel mult mai ridicat cu scopul de a merge sportiv. Deci, dacă tu vrei să înveți să mergi pe circuit tare, poți să vii inclusiv la acest curs, chiar dacă el este destinat pentru mai mult spre partea de stradă. Dar dacă tu ești doritor de viteză și de curbe și de circuit, poți să faci asta și să vii să înveți la acest curs lucrurile astea. Indiferent ce motocicletă ai avea, la acest curs poți descoperi și vei exersa trasele corecte de abordare a virajelor și a succesiunilor de viraje din punct de vedere al siguranței pe stradă. Adică cum trebuie să abordăm virajele de pe drumurile publice cu o marjă de siguranță, astfel încât să nu picăm din nimic și să fim tot timpul în siguranță. Cursul constă în sesiuni alternative, intrări pe circuit împreună cu Marius și la sfârșit un fel de feedback pe care ni-l arată, dar acest feedback este făcut din filmările pe care Marius le face în momentul în care merge cu noi pe circuit. Și ne arată efectiv în acea filmare unde și ce am greșit, astfel încât să aprofundăm și să înțelegem ceea ce facem greșit ca să o facem bine pe stradă. Acest curs nu este un curs micuț, pentru că durează o zi întreagă până te duci acolo, până te întorci. 8 ore durează tot cursul, plus pauză de masă, prânz și ce mai vrei tu. Ai apă, ai suc, ai prăjiturele, ai mâncare, ai tot ce vrei tu. Dacă în schimb nu ești din București sau din apropiere de București sau nu poți să ajungi la Adâncata, acest curs se poate ține și pe circuitul Scat Kart de la Târgul Secuiesc. Înainte de a pleca, vreau să vă mai spun câteva lucruri despre acest curs, iar după aia să vă las cu cadre și lucruri interesante direct de pe circuit. Dacă vrei să participi la acest curs, sunt necesare câteva lucruri, și anume să ai o motocicletă în stare de funcționare bună, nu neapărat înmatriculată, deci poți să vii cu motocicleta de circuit dacă ți-ai pregătit așa ceva, și echipamentul complet de protecție, pentru că este un circuit, viteza este mare și atunci îți trebuie protecție. Ca și lucruri pe care le facem la acest curs, aprofundăm mersul pe viraje, poziția corpului și privirea în momentul în care suntem pe viraj, inițierea virajului, importanța trasei corecte și folosirea corespunzătoare a comenzilor, gen care sunt comenzile, frâne, ambreiaj, accelerație, înainte și după viraj, că na, în viraj nu trebuie să le faci. În general se discute și ni se arată și se exemplifică atitudinea corectă pe care trebuie să o avem în momentul în care abordăm virajele de pe stradă. Așa, dragilor, haideți să vedem direct de pe circuit cum stă treaba. Salutare și bine ați accelerat, nu? Astăzi accelerăm la greu aici pe Adâncata. Aici se țin aceste cursuri. Sunt niște cursuri de aprofundare a virajelor. Suntem acum pe acest circuit tocmai ca să învățăm cum să ne dăm pe stradă, pe curbe. Și poate sună puțin haios că facem acest curs pe circuit, dar unde poți să înveți mai bine decât într-un mediu controlat, într-un mediu sigur, aceste manevre? Pentru că pe stradă sau oriunde în altă parte nu ai unde să vezi unde ți este limita ta ca și motociclist în momentul în care duci o motocicletă jos, sau unde este limita motocicletei dacă tu ești un bun pilot. Acesta este prima intrare pe circuit, de-aia și mergem în șir indian, ca să învățăm mai întâi trasele pe circuit, că nu ne dăm noi haotic
Și mergem ușor, ușor ca să învățăm mai bine circuitul și după care să mergem din ce în ce mai tare. Niciodată din prima să mergem tare, pentru că, într-adevăr, este un pericol lucrul ăsta. Să mergi tare fără gume încălzite, fără să știi circuitul, și de asta și mergem așa mai încet. Cursul are o parte practică, că doar na, nu facem doar teorie, dar și o parte teoretică, în care învățăm despre cum să mergem pe curbe, care sunt pozițiile pe curbă pe motocicletă, aprofundăm teoria și după care ieșim la practică. Acum am ieșit doar ca să învățăm și să vedem circuitul motorpark, iar după aia urmează o sesiune de teorie, urmând să avem o sesiune de practică și tot așa toată ziua, 8 ore, ca la muncă. După care putem să spunem că, băi, da, știm să ne dăm pe curbe. Ei, știm, doar am învățat și am aprofundat aceste lucruri. O să revin puțin mai târziu cu puțină teorie și cu 2-3 faze filmate aici pe circuit, ca să vedeți exact cum se desfășoară acest curs și de ce este ok totuși să investim în aceste cursuri, pentru că investim tot în același timp în siguranța noastră. Și dacă nu investim în siguranța noastră, atunci e puțin rău. La acest curs, cum am spus și mai devreme, pot participa și cei doritori de curse, care își achiziționează motociclete de curse și vor totuși să învețe să se dea pe curbe. Că degeaba vii tu cu o motocicletă nou-nouță sau eu știu de 10.000 de euro și încerci să te dai cu ea pe circuit dacă nu știi aceste practici, aceste teorii care te ajută să scoți timp foarte bun. Deci, inclusiv dacă ești chiar dacă ți-e frică să te dai pe curbe sau îți place adrenalina și vrei să înveți să te dai ca lumea pe curbe, da, poți să vii să înveți acest curs, pentru că Marius Băcile, instructorul nostru, se ocupă de fiecare în parte și atunci nu este ca la școală să stăm toți în aceleași bănci și să ne predea același lucru tuturor. Ne predă lucruri diferite, pentru că aici fiecare are o motocicletă diferită, un stil diferit de mers și atunci fiecare trebuie să învețe diferit puțin. Teoria este aceeași, într-adevăr, la toată lumea depinde aici de tipul de motocicletă. Se ocupă de fiecare în parte, avem și faze filmate care la sfârșit să ne spună exact ceea ce greșim sau ce facem bine și cum să corectăm asta pe viitor. Acum urmează cea de-a treia sesiune în care învățăm counter steering, sau cel puțin asta trebuie să facem. Trebuie să înclinăm motocicleta mult mai hotărât decât am înclinat-o până acum, să nu o mai înclinăm în trepte, gen să fie în trepte așa, ci trebuie să o înclinăm brusc pe toată. Nu, nici chiar brusc, dar cursiv, fără întreruperi. Trebuie să fie mult mai cursivă toată mișcarea. Trebuie să o ducem mult mai hotărât jos. Și aici, pe noi nu ne interesează să o aplecăm foarte mult, pe noi ne interesează să stăm cu ea aplecată cât mai puțin chiar. Pentru că în momentul în care ieși cu motocicleta aplecat, dacă o înclin foarte mult, atunci pierzi aderența. Dacă pierzi aderența, risc să pici. Și atunci trebuie să o înclinăm cât mai puțin posibil, astfel încât să nu pierdem aderența pe curbe. Mi-a intrat o muscă în vizieră. Pentru că, fii nu mă gândesc acum să închid. Nu mă gândesc, hai să ia
și atunci se schimbă un pic mai. Deci, următoarea sesiune, la asta avem făcut. Și să înclinăm motocicleta ferm și precis în momentul în care te mergi. Să ceva de genul. Ca să putem face asta, trebuie să folosim ceea ce numim noi counter sting sau contravirare. Imediat ce ești virea jos, dar mulți pentru virea jos. Singurul loc unde ești pe mijloc e pe linia asta de aia, care urmează. Foarte bine, aici puteai să rămâi mai aici și să înclini de repede și într-un bucat. Vezi? La tine se vede virea așa. Da, foarte. Mă filmezi cum analizăm filmarea în care te-am filmat pe tine. Așa, 38 de filmare exception. Bine, umeri frumos, frumos. Apex-ul frumos, foarte bine, foarte bine. Aici erai așa nehotărât parcă. Bine, bine, bine. Acum larg, 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 mai larg, mai larg și aici închide mai hotărât. Mitica trasă, da, despre care se vorbește pe unul dintre studiei, trasa ideală, da? Trasa asta ideală, așa ca principiu, e asta. Aici ne-am desenat drumul cu două benzi pe sens. Pe circuit, banda noastră e tot circuit, da? Dar aici am desenat trasa pe stradă. Principiul este acela, da? Începem de la exterior, ajungem la interior în acest apex, adică cel mai apropiat punct de interiorul virajului, și apoi mergem din nou pe exterior. Practic facem virajul pe cel mai larg drum din el posibil, da? Motocicleta va avea nevoie de cea mai puțină aderență posibilă ca să facă virajul, ca să termine virajul. După ce ne-a arătat ceea ce facem bine și ce facem greșit, mai avem încă o sesiune. Odată ce ți-a arătat ce faci greșit, e mult mai ușor de data asta să aprofundezi, pentru că ți-a arătat pe video, ți-a arătat, băi, uite, chiar aici ai greșit. Și atunci știi ce să faci data viitoare. Să nu forțăm, ci doar să vedem trasele pe care trebuie să le urmărim și pe șosea. Asta contează cel mai mult. Să ne uităm din timp înainte la următoarea curbă și să ne pregătim pentru următoarea curbă. Oh, Doamne! Final de zi. Când trebuie să ne întoarcem acasica. Uitați-vă și voi ce frumos e, ce liniștită e pista când nu e nimeni. Aici, la motorpark. Cursul de la Rider Academy. N-am cuvinte să exprim cât de bine și punctual și perfect este acest curs dacă vrei să înveți să te dai sigur pe curbe și cum să abordezi curbele pe șosea. Dacă vrei să înveți asta, poți să vii aici la acest curs de la Rider Academy, ținut de Marius Băcilă. Și tot pe această cale îi mulțumesc și lui Marius pentru ocazia de a participa la acest curs, dar și lui Alexander de la Motocicleta Potrivită. Mai mult decât ai nevoie dacă vrei să aprofundezi anumite tehnici ale motociclismului și anume acestea de curbă, care cred eu toți ar trebui să le avem încă din școală, dar din păcate în România școala e de 2 lei. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul acestui vlog. Au fost și amuzante, au fost și căzături, au fost de toate în ziua asta, o zi foarte frumoasă. Ne-am dat și pe circuit, am rămas și fără benzină. Vă mulțumesc mult de tot și vouă, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine! Pa!